Olimpiadele școlare ar trebui să reprezinte modele de corectare și organizare, deoarece interesul județului este ca cei mai buni elevi să se califice la faza națională. Criteriile de calificare și cele de departajare ar trebui să fie clare și obiective, astfel încât județul să obțină rezultate remarcabile la fazele naționale ale concursurilor școlare. Din păcate, în acest an, etapa județeană Olimpiadei de limba română pentru minorități în județul Caraș-Severin s-a încheiat cu multe semne de întrebare, după ce un părinte a făcut o sesizare către Ministerul Educației, sesizare care a ajuns și la publicația online EduPedu. Doi elevi au obținut punctaje de calificare similare la etapa județeană din 16 martie, după ce unul din aceștia a depus o contestație, însă criteriile de departajare pentru că doar unul din ei să se califice la etapa națională n-ar fi fost afișate și nici explicate participantului, scriu cei de la EduPedu. Am contactat conducerea Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin, care a răspuns prompt și ne-a intermediat un interviu cu inspectorul de limba română responsabil cu organizarea Olimpiadei de limba română pentru minorități, profesoara Claudia Rof, care a precizat că au fost afișate criteriile de departajare la vizierul unității de învățământ în care s-a desfășurat olimpiada, iar nota obținută înainte de contestație a fost una conform regulamentului, doar datorită unor chestiuni subiective de interpretare ale profesorului corector. Diferența între prima corectare și cea de după contestație a fost de 10 puncte. La Olimpiada de Limba și Literatura Română pentru Minorități au participat 15 elevi și, într-adevăr, am avut două contestații, dintre care o contestație a unei eleve de clasa 7-a, care a obținut în urma contestației un punctaj egal cu prima calificată la nivelul clasei a 7-a, prima calificată urmând a se prezenta și la etapa națională. Conform metodologiei, noi am afișat la avizierul unității de învățământ în care s-a desfășurat olimpiada criteriile de departajare pentru a obține un singur premiu pentru fiecare nivel și pentru fiecare categorie. Aceste criterii de departajare au fost stabilite în plenul Comisiei de Organizare și evaluare și apoi au fost afișate, așa cum am spus, la vizier. Am văzut că în presă a apărut ideea că aceste criterii de departajare nu au fost afișate. Este foarte ciudat că toți copiii au cunoscut criteriile, mai puțin doamna care a înaintat o sesizare și către Ministerul Educației. Am primit ieri petiția înaintată de doamna Ministerul Educației, am analizat aspectele și am dat răspunsul către minister. Am trimis tot ceea ce era de trimis din materialele de concurs. Cum s-a ajuns la această diferență? Ne pare rău, știm că și un punct este foarte important pentru un copil, dar nu este nimic în afara legii. Legislația ne permite ca să existe diferențe de până la un punct între cei doi evaluatori. Între evaluatorii de la prima corectură nu au existat diferențe semnificative, în schimb a existat o diferență de un punct între evaluatorii de la prima corectură și evaluatorii de la contestații. Se întâmplă pentru că și baremul este elaborat de Ministerul Educației, nu este elaborat de noi, dar sunt unele lucruri care, de exemplu, mie mi se pare că au fost foarte bine tratate, că este foarte bine justificat răspunsul și poate colegul meu consideră că este o tratare parțială. Noi am trimis la Ministerul Educației o machetă în care am precizat care sunt elevii care au obținut punctaj peste 75 de puncte. Punctajul de 75 de puncte este punctajul minim de participare la etapa națională. Urmează ca acum, după centralizarea tuturor elevilor din țară, Ministerul Educației să stabilească nota până la care pot participa elevii la etapa națională. Și ne pare sincer rău pentru ce s-a întâmplat acum. Știm că este
nu știu, este foarte trist pentru ea, este foarte trist pentru noi, dar în același timp nu vrem să lovim în colegii noștri, în cadrele didactice, care, așa cum am spus și mai înainte, din luna martie, în fiecare weekend, vin alături de noi la organizarea unei olimpiade, la simularea evaluării naționale și la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat. Timpul pe care ar fi trebuit să-l petreacă în familie, îl petrec corectând lucrări. Nu fac acest lucru pentru că așteaptă vreo recompensă materială, îl fac din dragoste pentru elevi. Și acum nu mi se pare corect să lovim în ei și să facem tot felul de interpretări, să spunem că nu au corectat, că s-au schimbat borderourile, nu este corect. Nota după contestație a crescut cu 10 puncte și astfel există 2 elevi cu același punctaj. Conform Inspectoratului Școlar Județean, la faza națională merge primul loc, dar locurile de participare pot fi suplimentate de Ministerul Educației. Eleva, al cărui părinte a depus contestația, a dus în ultimii 2 ani județului Caraseferin mai multe premii la olimpiadele naționale. Din păcate, diferențe în corectare între nota inițială și cea obținută după contestație sunt de multă vreme la nivelul județului Caraseferin. Se întâmplă și la examenele naționale.